În urmă cu 5 ani, autoritățile din Buzău se lăudau că au găsit o soluție pentru rezolvarea problemei câinilor maidanezi, înființarea unui nou padoc în cartierul Similasca. O scurtă perioadă, câțiva câini au fost cazați în cuștile din Similasca. O problemă e că în sezonul rece există riscul ca animalele să moară de frig. Prin urmare, spațiul în care municipalitatea a investit bani stă închis de 5 ani. Din foarte multe motive obiective nu a putut încă fi deschis, e nevoie de personal, nu se pot face angajări, urbișul nu poate să-și ia o sarcină mai mare decât poate să o ducă. Contractul de servicii de-abia a fost semnat și pe o perioadă foarte scurtă. Am lăsat ca noul primar să ia deciziile care se impun în viziunea dumnealui, nu să îi semneze un contract și să-l pun pe masă, dânsul să vină să găsească ceva gata, stabilit. În prezent, câinii adunați de pe străzi sunt cazați doar în padocul de pe strada Horticolei, care este deja plin. Totodată, legea nu mai permite eutanasierea patrupedelor care nu își găsesc stăpân, ci doar a celor bolnave. În aceste condiții, buzoienii trebuie să se ferească din calea maidanezilor pentru a nu fi mușcați. Nu acoperă strângerea și o parte din ei eutanasierea lor, cei care sunt bolnavi, cei care prezintă risc dovedit medical, medicul pe care l-avem deja sub contract, nu putem să eutanasiem câți apar peste noapte, aduși de alți oameni de bine sau nașterea anuală. Conform șefilor din primărie, Curtea de Conturi nu permite suplimentarea bugetului și mărirea numărului de angajați, astfel încât padocul din Similasca să fie funcțional.